Din obiectivele ce vor fi realizate în anul 2022, vor fi 3 parcări care vor avea aproximativ 700 de locuri pentru locuitorii sectorului 5. Dintre acestea, una dintre ele va fi pe strada Bârcă numărul 2, una va fi pe calea Rahovei 327 și a treia, cea mai mare, va fi pe șoseaua Alexandriei 22-24. Cea de pe șoseaua Alexandriei va avea un regim de înălțime de P+3. În interiorul acestea regăsindu-se și o piață agroalimentară. Ca dotări specifice acestea vor avea stații de încărcare electrică, bariere, iar fiecare loc de parcare va putea fi închiriat pe o perioadă scurtă sau pe o perioadă lungă. Vor fi dotate cu lifturi, iar la ultimul etaj toate cele 3 parcări vor avea spații de relaxare pentru cetățeni și spații de joacă pentru copiii locuitorilor din acestea. Veniturile constituite de la încasările pentru aceste parcări se vor constitui la buget local, drept pentru care vom accesa noi credite pentru a finanța alte parcări din aceste venituri. Lucrările vor începe în primul semestru acestui an și se vor termina în 2 ani de zile. Primăria sectorului 5 are plăcerea de a vă prezenta un concept, conceptul unui parc pe care urmează a fi realizat în sectorul 5 și mai exact în zona drumul cooperativei. Acest parc intenționăm să începem construcția undeva în vara anului viitor. Durata construcției va fi pe o perioadă de 2 ani de zile. În ce vedeți dumneavoastră în acest plan? Vom avea o zonă dedicată în principiu iubitorilor de cai, unde vom putea admira sporturile de echitație, unde vom avea inclusiv o zonă de sere, o zonă unde vom putea cultiva atât legume cât și plante perene, unde părinții, bunicii și copiii vor putea învăța arta plantării. După cum se poate observa pe acest proiect, avem o zonă pentru sporturi, o zonă dedicată copiilor, zonă de restaurante, dar și grădini suspendate, inclusiv o zonă de teatru. Aceasta este zona de sere, zona terenurilor de sport, zona pentru locurile de joacă unde vor fi amplasate atât aparate de joacă multifuncționale, cât și aparate de fitness. Parcul se întinde pe o suprafață de aproximativ 48.000 de metri pătrați. Avem o zonă sălbatică, o zonă unde nu se va defrișa niciun copac. Mai mult de atât, această zonă va fi utilizată pentru sporturile în aer liber. Va fi amplasată inclusiv o tiroliană pentru practicarea sporturilor atât de către copii, cât și de părinți și bunici, bineînțeles. În cadrul acestui parc va fi amenajată inclusiv o zonă de cascadă, o zonă de fântâni. Vom avea și un castel al groazei, mai exact în această zonă, unde micii vizitatori vor putea vizita diferitele spectacole sau diferite evenimente ce sunt în cadrul acestui castel. Aici avem zona de cascade, zona inclusiv de restaurante. Toată zona este din sticlă pentru a putea viziona tot ce se întâmplă în jurul lor. Va fi amplasată pe terenurile acestea inclusiv o roată gigant, o roată mare unde copiii vor putea admira priveliștea acestui parc, dar și împrejurimile. Toate suprafețele locurilor de joacă vor fi inclusiv din tartan. Locurile de fotbal vor avea teren artificial. Aceste terenuri, bineînțeles, vor putea fi închiriate. Banii strânși vor face venitul bugetului local. Inclusiv aceste terenuri vor fi luminate noaptea, vor avea o nocturnă puternică pentru a putea fi folosite inclusiv pe timpul serii. Acolo unde ne permite spațiu, în canale, piscine, lacuri pe care le vom crea, vor fi amplasate biciclete, hidrobiciclete și gondole. Parcul va beneficia de o parcare subterană și supraterană, unde vor fi incluse aproximativ 1000 de locuri de parcare.
Te-am ascultat cu atenție. Îți mulțumesc pentru tinerețea ta. Îți mulțumesc pentru sacrificiul adus. Ți-ai sacrificat mare timp lucrând la acest minunat proiect. Ca și altele, cum toți spuneau că aici, știi prea bine, imposibilul nu este posibil. Iată cum ne spuneau anul trecut că nu vom face aceste parcări. Ele sunt astăzi în faza finală de a începe execuția. Vor spune că acest pact este ceva de nu se va realiza. Iată că sectorul 5 va intra pe harta Bucureștiului. Și mulțumesc încă o dată echipei tale. Cum ar trebui? Se vede că te gândești la viitor, se gândește că ai copii, se vede că vrei să trăiești într-un oraș civilizat. Eu nu pot decât să îți mulțumesc și să te asigur că proiectul ăsta știi prea bine că va deveni realitate. Știi prea bine că va deveni realitate în sensul în care știi prea bine că am accesat creditul, suntem în faza de studiu de fezabilitate. Corect. Iar undeva, zic eu, vom pune primul cancioc undeva la începutul lunii iulie, anul 2022. Și cu o durată de execuție, ai spus, da, aproximativ 2 ani de zile. 2 ani de zile. Dar la noi probabil timpul va fi mai comprimat, cum ne place nouă și am obișnuit deja pe cetățeni într-o normalitate normală. Mulțumesc administrațiilor trecute că n-au putut să valorifice această comoară a sectorului 5, cele 38 de hectare aflate pe drumul cooperativei, serele care într-adevăr ne va produce și plantele pentru sector să nu mai dă banii, serele care vor încânta copiii ca o adevărată mini-grădină botanică. Noi vedem aici, dar ele se întindă pe o suprafață de aproape 2-3 hectare, serele respective. Toate aduse și modernizate, care vor produce în primul rând pentru sector să nu mai ne ducem cu sărumâna sau să ne dea de boda proste primarul Negoiță, care îi mulțumesc pe această cale încă o dată și pentru toți arborii plantați și pentru care ne-a donat și pentru florile din primăvară. Și cu această cale mai vă zic și eu acum, la anul, Robert, poate ne mai dai încă o dată, că până ne facem noi sera și la sfârșit facem schimb de experiență. Mă bucur că vom reda sectorului ce are nevoie. Vor fi tot, e un proiect, pot să zic, care mă satisface. Aceste cascade minunate, toate sunt grădini suspendate, toate sunt, nu este Babilonul Bucureștiului, dar este ceva inedit. Să se gândească, cum s-a gândit până acum lumea, să ne ducem în sectorul 1, să ne ducem în Herăstrău, să ne ducem în Oroșelul copiilor. Da, și mulțumesc pentru Parcul Oroșelul copiilor, pentru mulțumesc că și eu. Acolo te-am cunoscut, în echipa Corect. Mea de acum 10 ani de la sectorul 4. Erai mic, dar ai promis și iată unde ai ajuns și cu asta îți mulțumesc. Pe această cale vă mulțumesc și nu eu. Nu trebuie să ne mulțumim prea mult, trebuie să demonstrăm că împreună putem face ca, iată, dintr-un vis, când l-am discutat la început, devine realitate. Și n-apar niciodată în fața dumneavoastră, dragi cetățeni, să vin să vă vând gogoși. Pentru că dacă vă vindeam gogoși de acum aproape 30 de ani de când sunt în administrația locală, nu mai erau coapte și astăzi eu nu erau bune, să zic așa, gogoșile. Toate gogoșile mele au fost adevărate și dumneavoastră le-ați văzut și le-ați văzut în teritoriu, pe acolo unde mi-a marcat existența administrația locală a Bucureștiului. Închei acest an să vă spun că anul ăsta, contrar, și nu dau vina, nu o să fiu ca toți ceilalți, greaua moștenire, grea. Dom'le, poți să faci ceva, poți, nu poți să faci, ieși public să faci. Cu toate greutățile, cu toate datorile, cu un sector extrem de dificil, extrem de uitat și lăsat în urmă de peste 25 de ani, cu o echipă tânără, pentru că am venit. Nu că sunt îndrăgostit și am candidat încă o dată. Aș fi îndrăgostit de, și nu sunt dependent de administrație. Am venit să predau ștafeta. Să predau ștafeta la oameni ca Denis, ca alți oameni din echipa mea, ca director care în proporție de, să nu zic 100%, dar 90% sunt directori tineri. Pe care i-am definitiv apă posturi, siguranța zilei de mâine
care au un salariu decent și gândesc. Și iată ce pot gândi și ce pot scoate niște oameni. Eu nu pot să zic că sunt gică priceputul. Eu dau niște idei. Poate sunt un miner bun, găsesc diamantul. Dar de șlefuit să știți că nu pot niciodată să-l șlefuiesc singur dacă n-am o echipă. Că i-am certat, că i-am penalizat, că nu știu ce le-am făcut. Pentru că sunt o fire vulcanică, sunt ce vreți dumneavoastră să mă catalogați. Dar vreau ca în spatele nostru, al administrației, a mea și a echipei mele să lăsăm ceva. Și unde pe unde am trecut, am lăsat ceva în urmă. Am lăsat o construcție viabilă, care se poate vedea. Vă mulțumesc, dragi cetățeni, celor care m-au votat. Vă mulțumesc și celor care nu m-ați votat, pentru că cu siguranță imposibilul atunci când nu m-ați votat credând că nu este posibil, iată, am demonstrat în teritoriu cu doi poli. Doar doi poli. Să fi avut banii care au fost sau să fi avut banii altor primării, din care știți prea bine că bugetul sectorului 5 este foarte sărac, am reușit. Și sunt mândru să vă spun că anul 2022, accesând și credite și bugetul local, doar la capitolul investiții, avem aproximativ 400 de milioane de lei, doar în capitolul investiții. Răsând alte. Și aici o să fac o mică paranteză să vă spun să vedeți și dumneavoastră, cei care ați trăit în sectorul 5, că am reușit într-o normalitate, că de fapt nu fac minuni, fac lucrurile să meargă normal, cu oameni normali și oameni care țin cu adevărat, în primul rând, de jobul lor și de evoluția întregii echipe, în satisfacerea dorințelor dumneavoastră și reîntoarcerea aceste taxe și impozite către dumneavoastră într-un trai mai bun. Zic, făceam o mică paranteză spunându-vă că când am dat drumul la 20 de blocuri în luna iunie, spunea că este imposibil să fac până la sfârșitul lunii octombrie sau noiembrie, chiar până la sfârșitul anului, să facem 4 luni, 5 luni de zile niște blocuri. Da, s-a reușit cu o echipă profesionistă și cu constructori serioși. Pe această cale le mulțumesc. Noutatea vine că la anul 2022, datorită fondurilor atrase, creditului și buna gospodării a bugetului, doar în anul vom avea un nou record cu care sectorul 5 se va înscrie. 100 de blocuri care vor începe după 1 ianuarie și se vor termina cel târziu luna iulie-august. 100 de blocuri. 100 de blocuri. Mai mare dorință de a face și a aloca banul public acolo unde este nevoie. Nu mai vorbesc de infrastructura stradală. Pe această cale, în ultimul ceas al anului 2021, mai cer încă o dată primarului general și domnilor consilieri generali, dați-ne în administrare străzile, dați-ne în administrare ce ne aparține, dați-ne în administrare, nu avem nevoie de bani, dar dați-ne să știu de ce sunt responsabil. Toată lumea întreabă de ce nu fac strada cu tare, de ce încă n-am apă și canal pe strada, nu știu cum. Toată lumea întreabă, sunt peste aproximativ 200 de străzi într-o situație dezastroasă. Ele sunt în administrarea directă a Consiliului General. Partea teritorială a sectorului 5. Cetățenii plătesc taxe și impozite la sectorul 5. Și dacă ne uităm astăzi la Primăria Generală, să ne ierte Dumnezeu, le plătesc degeaba, pentru că străzile lor nu, ele plătesc la buget, iar nu pot să le întorc această investiție în străzile care nu mi-aparțin, la fel și anumite spații verzi. Presupun că dacă aveau această comoară, păi nu că nu o făceau, mai durau încă 20 de ani. Dar am reușit să găsim. Ea exista, numai că i-am dat potențialul prin ideile echipei mele tinere. I-am avut o idee atunci la vizită. De cât am spus-o în mers, aici ar trebui să facem. Și atunci au tăcut toți din gură. Nici nu mi-au crezut că sunt nebun pe ce idee am avut. Și m-am trezit acum o lună jumate, două, cu proiect lucrat
de această echipă cu care am fost atunci în vizită să vedem serele, în ce stadiu sunt, abandonate. Mai produc foarte, foarte puțin, dar nu la capacitatea și necesarul sectorului 5. Și când am văzut proiectul, am avut o reală surpriză și iată că îl vom implementa. Să știți că dacă nu sunt, cum i-aud pe unii, domnul face numai parcuri, uitați-vă în jur. Am început cu toate. Și școlile, care nu au fost terminate de 4, 5, 6 ani, se termină. Eu, pe mine nu mă puteți acuza că n-am făcut într-un an când stații n-au făcut în 10 sau în 20. Dar vedeți că administrația piedone face lucrurile să meargă. Atâta tot și cu viteză. Pe mine nu mă puteți acuza că fac un părculeț și n-am reabilitat un bloc. Că am reabilitat un bloc și n-am făcut o parcare. Că am făcut o parcare și n-am făcut o școală sau toate școlile. Toate școlile au primit tot necesarul. Și acum, cu 1 februarie, când va intra în vigoare noua administrație a școlilor, lucrurile se vor schimba cu siguranță în școli. Vom putea să construim sau să supraetajăm, că este o altă propunere acolo, unde nu ne mai permite locația, după ce se va face, se fac studiile de rezistență asupra clădirilor, unde ne poate permite să mansardăm, să ne extindem pe creșe, pe grădiniță sau să construim corpuri noi, pentru că eu nu sunt adeptul containerelor, eu sunt un adeptul constructorilor solide și siguranță. Administrația e de fapt ca cum îți administrezi propria gospodărie. Te uiți, doi membri adulți, trei, doi copii, ce facem anul ăsta, cât e salariul? Atât, ăsta e bugetul. Păi copiii n-au bocăncei, mai sunt buni, îi cârpim puțin, că le luăm, ce au nevoie, ce luăm mai întâi, bocăncei, gecuța sau... Așa e și administrația, ne uităm ce avem nevoie, dar trebuie să le cuprindem pe toate. Nu abandonez nici să meargă cu bocancii rupți, îl cârpesc și iau ce am ceva nou. Așa și aici. În administrație, din păcate, cuvântul cârpeală nu merge, pentru că de cârpit s-a tot cârpit. Faci un lucru solid de la început, pe care uiți să mai treci pe acolo 10-15 ani. Pentru că lucrurile trebuie făcute solide și corect. Ce să mai vă spun despre anul care a trecut? Vă mulțumesc pentru tot sprijinul care mi l-ați acordat. Vă mulțumesc pentru încrederea cu care m-ați investit. V-am promis atunci nimic. V-am promis că n-am să vă dezamăgesc. Astăzi sunteți contabilii mei și veți fi tot timpul voi cetățeni. Voi trageți linia, voi îmi spuneți cine și unde a greșit. Dumneavoastră că m-ați votat, să iau că v-am fost în continuare și vă sunt de votat. Iar la sfârșitul mandatului meu, tot dumneavoastră, când alții vor face campanie, eu o să plec în vacanță cu acordul dumneavoastră. Că eu nu pot să vin cu alți concurenți ai mei să vă mint sau să vă spun ce dumneavoastră ați văzut sau n-ați văzut. Îi las pe ei să mă critique, îi las pe ei să vă conving. Dumneavoastră, odată ce m-ați investit, contabilitatea a stat și va sta numai la dumneavoastră. Spre sfârșit de an, doresc tuturor și cetățenilor sectorului 5 și toți prietenii mei, reali și virtuali, numai bine. Multă sănătate, fericire, să iubiți, să iertați, să nu mai vă gândiți la ziua de ieri, că nu mai vedea nimeni. Gândiți-vă că astăzi este totul, iar mâine este ziua lui Dumnezeu. Nici eu, nici dumneavoastră nu vom ști dacă vom prinde acea zi de mâine. Ce-mi doresc eu mie, oameni buni? Să vă dea Dumnezeu dumneavoastră, iar dumneavoastră ce-mi doriți mie, indiferent în ce latură, să nu vă uite Dumnezeu și să vă ajute, să vi se îndeplinească. Că-mi doriți binele, în 10 să întoarcă. Că-mi doriți rău, tot bine să se întoarcă la dumneavoastră. Dar Dumnezeu o să vă ascultă rugile la toți dintre voi. La mulți ani, 2022, eu, Cristian Popescu Piedone, în continuare voi lupta pentru dumneavoastră, că ăsta e sloganul cu care m-ați investit și o să fac în continuare imposibilul posibil. Contrar multor alți prieteni care încearcă întreruperea evoluției, deranjează evoluția, deranjează că
totuși un sector de peste 25 de ani se mișcă. Și încă o dată, la mulți ani echipei mele, la mulți ani echipei care a făcut imposibilul posibil. Sunt puțin emoționat pentru că anul 2022, în afară de ce v-am prezentat, ce sunt certitudini, efortul echipei de a atrage fonduri, v-am spus astăzi dedicat de fonduri credit și buget, dar am lucrat și vă țin surprizele pentru începutul anului să vă spun și fondurile europene la care am lucrat. Până nu am o certitudine, nu pot să vin în fața dumneavoastră, dar cu siguranță am băgat la greu. Și spuneam că 2023 avea de certitudini. Bani lăsați, bani nu știu. Eu depind doar de soarta lui Dumnezeu și a dumneavoastră. Așa să-mi ajute Dumnezeu să aveți un an plin de bucurii, cu sănătate multă și fericire în casă. La mulți ani, români! La mulți ani, sectorul 5! La mulți ani, prieteni!